Judecătoria Zalău l-a condamnat la 4 ani de închisoare pentru tentativă de viol și vătămare corporală pe Dorel Chira, bărbatul din localitatea sălăjană Horoatu Craznei, care a vrut să-și bată joc de o copilă de numai 12 ani, fica femeii cu care stătea în concubinaj la locuința acesteia din Hurez. Fapta s-a petrecut marți, 8 ianuarie, și a fost scoasă la lumină după ce fata în vârstă de 12 ani i-a sesizat pe polițiști că în cursul zilei respective a fost agresată fizic de concubinul mamei sale, un bărbat de 40 de ani din Horoatu Craznei. Potrivit Mariei Cristea, reprezentantul Biroului de Relații Publice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj, în urma investigațiilor efectuate de polițiști ai Serviciului de Investigații Criminale, a rezultat faptul că agresiunea reclamată de minoră s-a comis în contextul în care agresorul a încercat de fapt să întrețină relații sexuale cu minora. Se pare că bărbatului i-au venit astfel de idei în momentul în care se afla singur cu fata, mama acesteia neaflându-se în acel moment în locuință. În urma confruntării cu agresorul, fata s-a ales cu mai multe leziuni, printre care și o fractură la mână. Ea a fost preluată imediat de Direcția Generală pentru Asistență Socială și Protecția Copilului, fiind internată temporar în Centrul Social Multifuncțional Zalău. Potrivit Violetei Milaș, directorul DGASPC Sălaj, fata se află în centru și acum ea urmând să fie supusă unei expertize prin care să se determine dacă ea va urma cursurile unei școli normale sau va fi nevoie de înscrierea ei la o școală specială. Citez, o ținem în continuare la noi pentru că nu putem avea încredere în mama ei, explică Violeta Milaș.